dată pe frontul din Ucraina, pentru că zece de șobolani și de șoareci se află în tranșele soldaților ruși care luptă în regiunea ocupată Donetsk. Ei bine, în înregistrarea video prezintă condițiile degradante în care se află trupele lui Vladimir Putin, o răzătoarele mișună peste tot în tranșe, chiar și acolo unde soldații și-au improvizat un pat.